07. Asta este povestea lui Nicu. Nicu avea 40 de ani, a avut frate o boală grea, a murit într-un spital de rahat, care nu l-a tratat. Hai să zic cum se treaba, nu mai stă degeaba, era un prieten bun pentru Marius, care îl respecta tot satul. Merea pe biciclete, dar vezi, viața asta uneori e o dilemă. Un om cumpătat care a muncit o viață întreagă, care n-a stat din ce să-i cadă. Hai să zic, asta e povestea lui Nicu, care a plecat și-a lăsat familia, și-a lăsat familia îndurerată. Dar deodată frate a intrat într-o groapă, s-a dus să spună povestea îngerilor, s-a dus să spună povestea tuturor, s-a dus să spună povestea îngerilor, s-a dus să spună povestea sus, povestea-i sus. Dar degeaba pleci, că viața asta, de viața asta mă resemnesc. Hai să zic, eu am învățat de la el, am învățat și eu frate de la bunicul meu. Dar uite că Nicu, că Nicu n-a mai putut, frățioare și în tovară s-a dus. Hai să zic că asta e povestea omului, care a tras atâta timp, săracul de el n-a mai putut. Hai să zic cu drag, a fost în satul ăla frate respectat, un băiat simplu de la țară, un băiat simplu și onest, care se dea la țară, niciodată n-a dat înapoi, a mers înainte pe burte și pe coate. Vezi frățioare, ți-a spus că se poate, fără dar și poate. Ființele cerești au pășipi, hai de sus, vreau să spun, dar Nicu este acum sus. Ființele cerești au pășipi, hai de sus, vreau să spun, Nicu este acum sus. Dumnezeu să-l ierte, să-l odihnească, asta este povestea lui Nicu.